Vă salut, dragi prieteni! Suntem în 2 august 2015. Am ajuns la Stupină. Am făcut exact ce mi-am propus. Am decis să egalizez o mare parte din roiurile care le-am făcut. Cu toate astea, vă spun sincer, sunt neașteptat de puternice, s-au dezvoltat neașteptat de bine. Am ajuns la majoritatea să fie peste, nu știu, cel mai slab, să zicem că are 6 rame, cel puțin 6 rame, majoritatea sunt 7, 8, chiar 9 rame, roiul de anul ăsta, la care mă aștept ca până la sfârșitul anului apicol, la sfârșitul septembrie, poate chiar noiembrie, octombrie, scuze, să fie pe 10 rame și să-i restrâng undeva la 8 rame, 7-8 rame, media. Sunt super ok, am umblat la toți. Toți sunt bine, mai puțin 13 la care fenomen ciudat, iar i-am găsit matcă, i-am găsit botcă de salvare. Nu mi-a plăcut ce-am găsit la el, dar restul sunt bine de tot. Eu o să încep de la al doilea ca să pot să fixez camera să se vadă ceva. Ia uitați. Roi de anul ăsta, da? Este pe 8 rame. Eu zic eu, muscă pe toate intervalele. Are suficient. Și cu toate astea i-am mai băgat astăzi. O ramă cu băiet. Roia noastră, 7 rame, toate intervalele, la 2 august. Ce pot să spun? Roiul ăsta făcut din acele boci de salvare, de care nimeni nu era foarte... Asta doar ce a ecluzionat. Asta e la fel. Foarte mult ecluzionat. Ia uitați. Eu zic că e bine pentru o matcă în prima lună de viață. Vă spun clar că acolo a fost puiet, pentru că special m-am exprimat, mi s-a dezvoltat foarte mult. Șapte rame. Ia baterea. Era să uite până așa. Mm.
nu știu, acum cine cunoaște apicultură să spună și mie că roiurile astea nu s-au dezvoltat bine și nu o să intre bine iarna. Nu știu, eu mă îndoiesc, eu cred că o să intre bine, așa mă gândesc eu. Pătura asta avem în urmă, să vedem niște puiete. Da, se pare că am început-o în același timp. S-a ecluzionat la majoritatea. Oricum se vede că e albină tânără multă. Se vede. Trame. Roi cu populație. Ăsta e un roi care l-am prins anul ăsta. A venit în cutiile mele de care doar ce le cumpărasem. Am reușit să-l prind, a fost o surpriză pentru mine. N-a fost atât de puternic precum am crezut. E pe 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame și diafragma. Eu zic mersi. Ca să nu fie. Eventual, dacă matca în primăvară văd că nu face treabă, o să ne ocupăm de ea. Asta e tot roi de anul ăsta. Și următoarele două sunt roiuri făcute acum. Încât îmi aduc eu aminte așa, vag. Tot coloana restrictivă, da. Ia uitați. 8 rame, fără diafragmă. Să le punem diafragmă. Să bată vântul puțin. Ok. Asta la fel. Populizează foarte bine. Asta e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rame. E unul din cele mai slăbuțe. Făcute acum mai puțin de o lună. Populizează super bine. Am avut niște mici probleme cu VSP. Asta e destul de slăbuț. Avem aici un apicultor care e mai timid, așa. Așa. Un bol de ceară. Ca să ne uităm și aici.
9 rame. Toate intervalele ocupate. Sper să-l aduc la 10 rame până în septembrie. Și eu zic că o să ajungă. Ăsta nu mai ridică, are stepel. E la tot la fel la 5-6 rame. Nu știu, parcă în ăsta am găsit ceva mire, nu? Da. Are 4 rame în cat. Nu are rost să le mai scot afară. Am băgat miere. Ăsta are vreo 4 rame iar. Iar ăsta are fix 10 rame, în care vreo 6-7 sunt pline ochi. Deci sunt full. Tablă. Ce pot să zic? Roirile, familiile, dar nu știu ce mă refer la roiri. Ăștia sunt, ăsta e pe 9 rame, de exemplu, am luat permanență din el, ca să-i împuternicesc pe ceilalți. Ăsta la fel nu are vizor, să se vadă. Ăsta e cel fără activitate. Slăbuț. Ia uitați, familie. 10 rame. La care am luat mereu. Iar se pare că se va pune puțin vânt. Eu am ce se pare este un cules de floră spontană. E o polifloră destul de bogată în nectar. Din păcate, în zona mea aici, acasă, în oraș, a plouat de-a rupt. Inundații, tot felul. Însă aici, parcă a paralizat timpul. Nu mai vrea să plouă deloc. Suntem la vreo 50 de km de Craiova. Iată încă o familie. Deci ce vreau să vă precizez? De la toți, inclusiv cei cu cat-ul pe ei. Nu spun, mă, cei care au cat-ul, toți au făcut miere, au produs ceva. L-am avut pe unul cu cat-ul aici, a avut vreo 3 rame, le-am scos, i-am luat cat-ul, pentru că nu mai aveam rost să-l mai țin. Așa, și ce vreau să spun e că am luat de la toți, ca să-i ajut pe cei din spate, roirile. La anul vreau să-i văd pe toți cu catul, cel puțin, dacă nu pe toți, măcar un, hai să nu exagerez, un 80%. Și vreau sincer să mă opresc la numărul ăsta. Acum am 30 de efective, cu mortalitate, cu ce mai scap, să rămân undeva la 25, dar familii. Deci nu râsuri. M-am săturat de râsuri. Am avut la început, n-am avut nici experiența care să mă ajute cât de cât. Am mulți colegi, mulți prieteni care s-au apucat de hobby-ul ăsta și, așa cum mi-au spus și ei, pe măsură ce îl faci, te lovești de tot felul de lucruri și înveți pe cont propriu, înveți singur. Ia uitați ce ceară galbenă. Sunt vreo 2 stupi care îmi fac ceară așa galbenă. De fapt, de exemplu, cel mai puternic care mi-a scos cea mai multă miere anul ăsta îmi face o ceară urâtă. O ceară, nu știu, cremă așa, e o culoare maronie. E destul de ciudat așa. Unii mi-o fac foarte galbenă, unii mi-o fac albă, depinde de ei. Probabil din cauza că în toată stupina mea am stupii de la 3 stupine diferite. La început, în primii 8 stupi, în care ulterior am reușit să mi-i mulțesc. Cred că de asta s-a și... au și diferite feluri de ceară, fac ceară diferită, unii față ceilalți.
Am un zbor normal, e, e un cules slăbuț, nu știu, la ora asta e undeva 6:30 după amiaza. E un cules slăbuț, trebuie să înfloară menta sălbatică, abia aștept. De fapt, în aer, nu știu cum să vă explic, se simte un miros puternic de floră. Se simte fâneață, se simte ceea ce și boagă. Nu a existat stup care să nu aibă rame cu nu știu, cu luciu de nectar pe ele. Majoritatea începeau să căpăcească, nu bagă foarte mult, dar este o stimulare naturală. Ceea ce și subliniez, o stimulare naturală, nu o să fie nevoie să bag zahăr în momentul ăsta, cel puțin acum. Aștept să văd mijlocul spre sfârșitul august, să văd cum se mișcă. Și iar după aceea o să vedem dacă ne punem cu ceva sirop pe el. Am văzut mulți apicultori, nu știu, la fiecare control, sirop. Nu spun că nu e bine, e bine să aibă, mai ales dacă nu are de unde, până la urmă trebuie să-i dai. Albina are nevoie de zahăr, de nectar, ca să trăiască, să se dezvolte, să ponteze matca. Cum vorbeam cu un coleg, stimularea naturală e cea mai bună. Contează foarte mult zona, deci zona pentru mine este totul. Cu toate astea, vă spun sincer, n-am fost plecat niciodată cu ei. Nu știu dacă aș pleca, probabil aș pleca undeva la un Salcâm 2, unde, într-adevăr, este o perioadă care eu, pentru mine, e moartă. O să, și poate pe viitor, o să încerc să fructific. Ați văzut stupii, borările de anul ăsta, majoritatea pe 7-8 rame. Spun eu bine. Familii pe 9 rame, familii care au fost germănite la modul propriu, adică nu le-am lăsat absolut niciodată, aproape mereu când am ajuns la ei, am luat câte o ramă, i-am egalizat pe cei slabi. Na, cam astea sunt mișcările într-o stupină, dar pe viitor vreau să mă axez foarte mult pe susținerea geneticului. Vreau să merg pe tot ce este bun și dă randament. Tot ce nu dă, vreau să schimb. O să încercăm la anul să încercăm și niște să facem niște stupii care să facă niște boci. Care o să-l folosim de altfel și ca finisor, acela stup care îți începe botca până la cel care ți-o creează. E o modalitate bună, din câte mi-a spus un coleg. O să încercăm și cu modalitatea care mi-a zis el. Până atunci, totul este bine. Cred că... Na, undeva la 100 și ceva de kilograme, dar nu știu dacă o să le scot, o să văd la astea cu ăștia cu cat. Am avut familii care aveau undeva la 3 plăci de miere, 3 plăci. Nu știu de unde, deci eu, într-o familie cu 10 rame să îți bage miere, probabil că chiar n-a avut unde. Și în halul ăsta au reușit să blocheze aproape jumătate din cuib, băgând miere. Asta e de spus. În rest, toate bune și vă urez numai bine. O să începem și cu tratamentele. Deci aviz la toată lumea. Nu vă jucați cu ele, nu este un lucru care este rău, ci cu tratamentul albinelor pot duce la mari pierderi spre sfârșitul iernii. De preferat să fii sigur și să rămânem liniștiți cu tratamentele efectuate și totul să fie ca la carte. Vă mulțumesc, toate cele bune, o seară bună!